Astăzi o să ne calibrăm, o să ne luăm noul nostru rank. The King of Kings mi se zice, n-ai cum, n-ai cum, prea bun, prea bun. Hai mă, pe bune acum. Hai să vedem ce rank o să primim. Salut lumea cu AGS și bine v-am regăsit la un nou minunat episod pe canalul meu de YouTube. Sper că sunteți bine, sper că sunteți sănătoși. Astăzi, după o lungă perioadă de timp, o să ne calibrăm, o să ne luăm și noi, finally, noul nostru rank. Filmez, da, filmez, te pup. Dacă mă vreți episoade de genul, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, dislike, să vă abonați la canal, poftă bună dacă mâncați și viziunea plăcută, hai să-i dăm bice. Jucăm pe Breeze, hai că e bun început. Mi e foarte milă de a meu, a fost nevoie să joace două runi singur pentru că am avut eu un pic de probleme tehnice, clasic, mă știți. Bine, bă. Am luat unda singur, frumos, frumos. Ia să-mi iau arma nouă. Așa, bun, hai să începem și noi să jucăm, să nu joace doar al meu. Aaa, n-am glonțe! Ajută-mă, băi! Bine. Hai că m-a început bine. Ia să-mi curăț și rank-ul să iau. Ei. Bun, 3 cu 1. Aia n-avea pișcă acolo. Salutați-le și voi pe abonat, că jucăm cu un abonat astăzi. Îmi place că ei, gen, îmi dau mereu smoke, îmi dau mereu flash. Hai că e bine. Direct în căpățână i-am dat-o, așa. Piu, piu, așa i-am dat-o, frumos, frumos. Merită kill-ul ăla un like, n-aveți cum. Nu aveți cum, bă. Bărbat adevărat, exact, bă. U s-a dus molotovul ăla. După părerea mea ar trebui să câștigăm meciul ăsta, nu prea ne permite să-l pierdem. Știți că la mine în general primul meci e warm-up până mă încălzesc, după încep să joc. Ce o încerca să fac acolo, n-am nicio idee. O să mai am 4-1. Ok, o să stau aici, presupun că mea o să ție site-ul. Hai mă, bine. Bine, tata, frumos, frumos, 6-5. Nu o să luăm cine știe ce pe plus, dar măcar o să câștigăm meciul, ceea ce contează. Avea peșul ăla, bă, fii atent. Ok, bun. Așa ne jucăm, mă. Ok. Damn it! Ha, mă, că l-avea pena, aveți șanse versus mine. Dacă aveați arme, să zicem că mă pușați amândoi și nu știu ce, da. Na, Wexy, joacă și tu acolo, o leacă, așa o leacă. Oh my god, ce-o fost aia, bă? Hai, mă, pe bune acum. Sunteți niște 0, un 0 sunteți, așa, un 0, bă. 12 cu 5, mai spuneți ceva? Hai să vedem ce o să fie mai departe. Ultimul meci îl jucăm acasă, dacă putem să zicem așa, pe Sandstone Classic. Intrați și pe TikTok-ul și pe Instagram-ul meu pentru că o să postez și acolo videoclipuri interesante. Acolo o să postez mini videoclipuri prin care o să promovez contentul de pe canalul principal, așa că merită să intrați acolo să dați și voi un ochi. Trebuie să luăm un rank decent pentru calibrarea asta. O să las USP-ul pentru că e frumos. Let's see guys, let's see what we can do there. Am vrut să-i dau lama, dar merge și așa. Iarăși cu domnul abonat, jucă mai să-mi iau un MP7. Îmi place rework-ul ăsta la Sandstone, bă. Bă, tacticile astea le făceam, bă, tu te jucai în nisip când făceam o tacticile astea, tată. Bun, hai să luăm avea pișca atunci. Pișca și băgăm și o smoke acolo frumos în apartamente. De ce da puși, gen? Am vrut să dau un scop, dar am zis că mai bine să fiu sigur. Mamă, așa un pic stresat acolo, un pic stresat, bătea inima acolo.
niște apartamente. 9 dai, mă, regile! Regile, bă, nu dai cu mine, nu dai efectiv, n-ai cum, n-ai cum. 7 cu 1, guys. Știam că vine spate. Gen, ce copușul ăsta? Deci că mă joc în Silver, unde mă joc? Reziți-vă la realitatea viețile mele. Jucați versus Jazz. Dar n-aveam ce să fac acolo, n-aveam nicio poziție. Dacă eram în coloane, puteam acolo să mă mai fac niște giumbușlucuri, niște de alea, dar aici n-aveam ce să fac. Nu, hai că nu-mi iau beretele, o să-mi las G22-ul. Deși nu prea sunt un fan G22, nu o să vă mint. N-am nicio idee unde sunt, nu-i aud. The King of Kings mi se zice, n-ai cum, prea bun, prea bun. Sunt atât de bun încât îmi iau AVP-ul în a doua rundă, runda după pistoale. Planting. N-am verificat spotul ăla pentru că nimeni, efectiv nimeni nu stă în spotul ăla, dar mă rog. Beți apă. Mi-a dat AVP-ul. Wexy, te pup viața mea, ești cel mai tare, te pup. Gade, mi-am dat de m-am rupt. Am dat flash-ul de m-am rupt. Hai să vedem ce rank o să primim. Chiar sunt curios, o să am un rank de o să plâng în baie o săptămână, cred. Silver 3. Mă rog, ce pot să zic. Da, rankul nu e cine știe ce, dar asta înseamnă un singur lucru, viața în Silver. Dacă vreți să vedeți și seria asta, scrieți acolo în comentarii. Cam asta a fost de clipul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like. Voi a fost Jess și ne revedem la viitoare. Vă pup!